Bună seara, dragii mei prieteni, vă salut cu mult drag, Zidana. Vă transmit iubire, sănătate. Așa. Bună, 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 suntem 100. Bună seara, bună seara, dragii mei prieteni. Eu azi am fost acum seara pe răcoare la strâns plante. Eu am aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plante care sunt foarte bune, care vă le arăt pas cu pas și vă spun ce poți face cu ele. Într-adevăr, sunt foarte bune, într-adevăr, sunt plante lecuitoare, plante medicinale, care poți face ceișori cu ele, care poți face și diferite infuzii pentru virusuri, chiar poți le usuci, chiar poți face ulei, chiar le usuci, le faci în pulbere, deci sunt minunate. Sunt câteva plante care ele acum sunt înflorite sau nu toate înflorite, dar sunt foarte bune. Hai să începem mai întâi de la minunata plantă, care eu întotdeauna povestesc despre ea și cum se numește coada calului. Mulți din voi nu știți că această plantă este coada calului. Așa arată în felul următor. Vedeți? Așa. Ea este ca un brăduț, dar ajută această plantă la multe boli. La foarte multe boli. În primul rând ajută la ficat. Ea curăță ficatul. Dacă îți faci un ceișor, de exemplu, faci un ceișor dintr-o plantă, dintr-o frunză de coada calului, ajută la curățirea ficatului. Dacă ai ficatul gras, dacă ai hepatită, A, B, C. Deci, floarea calului sau coada calului, hai mai bine să-i zicem așa, ea are foarte mari puteri. Tu poți să o usuci, dacă dorești iarna să faci ceai, da, ea este bună și la ciupercări, la picioare, la călcâi bătute, la unghii bolnavi, adică la picioare bolnavi și unghii crăpate care se măcerează. Aceasta este planta de coada calului. Este foarte bun, dar nu se termină beneficiile, ea are foarte multe vitamina C, vitamina A, B, K. Coada calului ajută și la căderea părului, dacă va cade părul. Eu uitați-vă că ea este la mine puțin înflorită. Dar ea nu are flori, dar are așa niște mugurei mărunței. Coada calului se găsește unde? Pe râpă, pe imaj, în pădure, în munți, sub gard. Dar cel mai mult ea crește lângă umezeală, lângă râpă. Ea este foarte, foarte bună. Să știți că coada calului puteți face și la copii sau la persoane bolnavi care nu au putere să meargă în picioare. Așa. Coada calului pentru ce mai este? Așa. Dacă tu ai, să vă dau așa mai aproape ca să vedeți, e ca cum arată e. Aceasta este coada calului. Dacă tu, de exemplu, ai o persoană sau tu sau soția ta sau bărbatul tău, mă rog, care au foarte mari dureri de picioare, îți faci oblojituri cu coada calului. Cum îl faci? Într-un vas, îți pui coada calului, chiar poate fi verde, poate fi și uscată, că eu am să o usuc. Deci eu să-i pun așa mărânchiu și eu o usuc. Așa, în felul următor. O usuc în pod, ca un buchețel de flori, da? Îți le pui într-un vas cu apă fierbinte, dar fierbinte, ca să iasă tot sucul, tot vitaminele, că ele au și minerale, că ele cresc în pământ, rădășina lor este foarte bună. Da, vedeți, aici are rădășina, așa e rădășina ei. Și îți faci oblojituri la picioare. Cum? Stai cu picioarele tăi în apă călduță. Dacă tu suporți în fierbinte, cu mare drag, stai. De exemplu, eu stau cu picioarele în apă fierbinte, fiindcă eu nu am vene, nu am varice. Dar persoanele care au varice, care se ieșit vene, cu siguranță, nu pui apă călduță, dar pui apă, nu pui apă fierbinte, dar pui apă mai călduță. Așa, să știți că aceasta este coada calului. Eu am foarte multă. Deci este o minune de plante care ajută la boli de pele. Deci când vorbesc de această plantă, dacă sincer ea este printre primele cele mai bune plante. Ea ajută la psoriazmă,
El ajută la gut, adică la dureri de picioare, îi ajută la vitelegu, îi ajută la eczemă, deci este o minune. Nu-ți trebuie mult, fiindcă este puternică, da? Și nu-ți trebuie mult ca să o strângi. Eu am să-mi strâng undeva vreo 10-20 mărâncheșuri, așa. Așa, încă o chestie. Poți face alifii din trânsa cu ulei de măslini și cu bucățică așa de ceară de albin. La fel este o alifie din coada calului pentru dureri de picioare. Știți că este foarte bună. Noi suntem deja 500, dragi mei prieteni. Vă salut, mai distribuim video meu, apoi treci pe canalul meu de YouTube. Vă rog să distribuiți acest live, că într-adevăr este un sfat foarte bun. Este un sfat cu minuni, care face aceste plante, fac minuni. Și aș vrea ca să ajungă la toată lumea ca să știe. Deci ne-am înțeles cu coada calului. Video rămâne aici, live-ul rămâne aici, apoi îl trec pe canalul meu de YouTube. Așa, dragii mei prieteni, mai am o chestie foarte bună, o plantă minune. Stați că aici s-a încurcat, așa. Coada șoarecelui. Să știți că aceasta este coada șoarecelui. La fel este o floare foarte puternică, să bei ceai, dacă tu ai cancer de plămâni, dacă tu bolești cu plămâni, dacă tu ai peti pe plămâni, să știți, coada șoarecelui este foarte bună. Ea arată în felul următor. Eu vreau să vă fac așa, ca să o vedeți, are frunzulița mărunțică, micuță, foarte deasă, miroase foarte bine. La fel se usucă. Ea se vinde și farmacii și chiar și coada calului. Se vinde uscată în farmacie, dar eu întotdeauna le usuc pe ele proaspite. Ele sunt foarte bune, aceste plante, foarte flori. Sunt foarte mâncate de insecte, de gândășei, de păduchei, de fluturași, deși fiindcă ele sunt lecuitoare. Sunt niște plante puternici. De exemplu, dacă tu ai o alergie, asta este coada șoarecilor. Știți, acum este înflorită. Ia uitați-vă. O uscați, la fel așa ca buchețele. Ea se găsește unde? La fel, pe râpă, pe imașuri, sub garduri nu prea. Ea se găsește mai ales pe dealuri, dacă sincer vorbind. Să știți că aceasta este coada șoarecelui. Așa. Mulți nu o știu, dar o usuci. La fel poți face ceișori pentru dureri de ficat, pentru a da grăsimea din organism jos, pentru a curăța sângele. Este nemaipomenită de bun. Eu când fac live-ul, întotdeauna vorbesc de două plante minuni, plantele de aur. Adică eu vorbesc de mai multe, dar aceste plante, coada calului și coada șoarecilor, aceasta este coada calului, aceasta este coada șoarecilor, sunt din plante foarte puternice, într-adevăr, cu foarte multe vitamine. Chiar dacă tu ai un copilaș și are psoriazmă în cap, tu îți faci tinctură. Cum faci tinctură? Sau ceai, ca să ungi cap. Tinctura o faci cu rachiu, aici am un gândășel. Tinctura o faci cu rachiu, dar ceai o faci cum o faci tu și te ungi copilașul tău prin cap, oriunde are psoriazm. Ea este iubită de gândășei. Ele sunt iubite din diferite găzițe. Să știți că sunt perfecte. Coada șoarecilor și coada calului. Așa. Le pun deoparte ca să nu le încurc. Așa. Dragii mei prieteni, mai am o minune de plantă. Chiar este minune. Chiar este o plantă tămăduitoare. Așa, trebuie să fiu atentă. O plantă tămăduitoare, urzica. Urzica care este înflorită. Ia, vedeți? Aceasta este semințele de urzică. Vă rog să distribuiți live-ul meu, apoi îl trec pe canalul meu de YouTube, că este într-adevăr un live cu sfaturi foarte bun, un live care ajută la multă lume. Așa, eu am o vorbă la această plantă, la numită această plantă. Dacă lumea ar ști cât putere are această minunată plantă, urzica cu semințe, cu siguranță credeți-mă că lumea crește numai urzică. Este foarte bun. În primul rând, faci sirop de urzică. Siropul de urzică pentru ce este? Pentru virusuri, dragii mei prieteni. Îl faci cu zahăr. Am să vă fac mâini, că eu astăzi am fost la plante, am să vă fac mâini. Sirop de urzică foarte bun, cu lămâie. Pentru copii, pentru dureri, dacă sunt copii rășiți iarna, este pentru dureri de migrenă,
este pentru cancer la stomac, pentru inimă, pentru lipsa de fier în organism, pentru căderea părului, pentru păduchi, dacă persoana are păduchi, pentru dinții stricați. Când ai dinții stricați, înseamnă că este lipsă de fier în organism, pentru ciupercă la picioare, pentru dureri de articulații. Clar, pentru mine această plantă este pe prima scară, care este foarte bună. Este urzica, este o plantă tămăduitoare. Din moș strămoș, bunii noștri strângeau, uscau această plantă. Eu vorbesc repede, sunt singur, nu văd astăzi voastre comentarii, dar vreau să vă povestesc mai mult despre plante. Am așa și un milc. Ia uitați-vă și tăi de frumos. Așa, încă o chestie. Să știți că urzica, poți face și ulei din urzic pentru ridurile profunde, pentru bubi pe față, dacă tu ai coșuri, dacă tu ai cercani, dacă tu ai coșuri albe, acne, știți că urzica este pe primul loc. Cum o faci? Ceai. Ceai poți o pui chiar și în țuică, poți face tinctură, poți face diferite masajuri, o măcerești foarte bine cu diferite uleiuri, de exemplu, ca ulei de măsline, ca ulei de ricin, ca ulei de rozmarin. Să știți că este foarte puternic, foarte. Urzica, noi știm care este, ea la mine este bătrână, noi facem și supi când este primăvara, când ea este micuță, facem și supi și boșuri, urzica este foarte bună pentru sănătate. Dacă vei consuma urzică, măcar, să zicem, peste o zi, cu siguranță, corpul tău, capul tău, ca să nu te doai, corpul tău schimbă. Cu siguranță vei primi o gamă de vitamine naturale. Urzica e perfectă, credeți. Bună seara, Zidan! Bună seara! Să știți, dragii mei prieteni, chiar urzica, eu pentru urzică aș vrea să povestesc foarte multe. Dacă cinstit, ea pișcă la mine, da? Dacă cinstit, ea scoate alergia din organism, da? Fiindcă ea este foarte puternică. Ea, vedeți că la mine ea este înflorită. Eu special m-am dus ca să strâng floare. Am să tai așa floarea, o pun un ulei de măsline sau un ulei de dovleac și o las la baie mare. Este foarte bun pentru față. Deci, perfectă, nemaipomenit. Pentru căderea părului, pentru absolut tot, tot, chiar și bubii pe față, chiar și bubii ca psoriasma. Deci aceasta este urzica, mai ales cu floare, să știți. Vă rog, chiar în acest video, cum eu sunt astăzi la plante, vreau să vorbesc despre plante. Vreau chiar să distribuiți live-ul meu ca să ajungă pe canalul meu de YouTube. Dragii mei prieteni, ce mai am eu aici? Pelinul. Ia uitați, care este planta sau florile de pelin. Stai și am încurcat, așa. Aceasta este pelinul. Pelinul este o plantă foarte iubită, de, mai ales de căpri, dacă cinstit, dar pelinul are și el beneficiile lui. În primul rând, pentru ce? Pentru bătătură la picioare, pentru răni pe picioare, în primul rând, pentru dureri de articulații, pentru căderea părului. Deci sunt, într-adevăr, niște plante puternice. El este amar, are un miros foarte puternic. Dacă cinstit, această plantă este considerată biblică, deși fiindcă are putere, chiar putere, are un miros puternic cu miros amestecat de tămâie, așa un miros puternic are. Deci pelinul, să știți că este foarte bun pentru ficat. Cine are piete, pietre, diferite chisturi la ficat. Din pelin poți face ulei pentru masaj, pentru diferite boli de piele. La fel, este foarte bun, foarte bun. Eu am foarte multe plante medicinale care eu le strâng și le pun, mă scuzați, le pun la uscat, așa. Mai am aici brusturile, brusturile, într-adevăr, este o frunză, ea există și frunză mare, eu am ales așa mai micuț, așa, mai tinerele. Brusturile este o plantă, el înflorește, ia uitați, el aici are deja floare, se vede foarte bine, da? Brusturile este foarte iubit din insecte, de găzeliți, de furnici. De ce? Fiindcă el ajută la alergii. Dacă persoanele se îmbolnăvește cu alergii, ori dacă persoana are dureri de articulații, brusturile este pe primul plan. Să știți, este nemaipomenit de bun.
brusturile, ajută și la căderea părului. Eu am și o untă de brusturi pentru creme. Poți face creme pentru dureri de încheituri, dureri de oasă, umăr, nemaipomenit de bun poți face. Eu am pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozacna, cremă de brusturi cu urzică, cremă de brusturi cu rostopască. Ele se combină foarte bine. Ele sunt din gama vitamina B și A, nemaipomenit de bun. Dar urzica are mai mult vitamina C și fier. Deci aceste două plante merg pentru unguente, pentru creme, pentru alifie. Eu am foarte mult alifii pe canalul meu de YouTube, în bucătărie, la Zidana Ozafuna, cum fac. Dar dacă să luăm de urzică, deci urzica face parte din virusul. Dacă tu ai dureri de gât, de exemplu, cum au fost multe persoane, au suferit anul acesta și anul trecut cu COVID-ul, da? Să știți că ceaiul de urzică este nemaipomenit pentru această boală. El îți întoarce mirosul, ea pișcă, ea îți întoarce mirosul, el îți întoarce gustul, ea nu îți amorțește mâinile, picioarele, deci nu îți piui urechile, deci este perfect. Dragii mei prieteni, eu sunt astăzi într-un video foarte puternic, eu vă rog din suflet să distribuiți ca acest video pentru toată lumea să știe că sunt multe plante, că acum este vara, anul ăsta avem foarte multe plante și aș vrea toată lumea să strângă, să facă diferite alifii, diferite cremuri, suci, pulbere, ceaiuri pentru sănătatea lor. Așa. Deci am vorbit de brusturi, da? Și de urzic. Așa. Mai am o plantă foarte bună aici. Într-adevăr, foarte suntem așa de multe. Așa. Știți ce am aici? Hrianul. Hrianul este o plantă care se mănâncă. Sincer, dacă tu poți faci salată, s-o faci cu ulei de măsline, cu oțet, cu lămâi, hreanul se mănâncă. Hreanul crește pe deal, dar el crește și în pădure, dar el crește și pe râp și pe imașuri. Hreanul noi punem murături la murat, dar, într-adevăr, această plantă se face și sarmale din trânsa, să știți că este foarte bun. Se face și țuică și rachiu din hrean. Eu am băut rachiu de hrean foarte gustos. Este pentru durerea de stomac. El este iute, într-adevăr, picant. Este ca un condiment, da? Picant, frunza lui o mănânci, este iute. Rădăcina, e într-adevăr, este o rădăcină care noi facem hrean, așa se numește, cu sfeclă roșie. Eu pe canalul meu de YouTube am cum am făcut-o. Dar, într-adevăr, hrianul ajută la articulație, reumatism, artrită reumatică, persoane care suferă cu oasele. Dacă ai să mă întrezi, Dana, poți să o usuci? Da, poți să o usuci, poți face diferite băi, chiar în baie, unii faci tu băiță, pui apă fierbinte peste ea, stai cu picioarele, cu mânuțele, ori chiar poți să pui și în cadă de baie, dacă tu ai posibilitate. Dacă le combini cu frunzi de nuc, deci este perfect, sunt două plante, două frunzi mari care te ajută foarte bine la artrită reumatică, la reumatism. Așa, ați văzut, eu am aici într-adevăr foarte multe, ia uitați-vă, da? Poți să le usuci, dacă cinstit, eu am să usuc așa buchețele cu capul în jos și ele se usuc, se primește ca tutunul uscat, dacă cinstit, pentru cine cunoaște, ca frunzele de tutun. Și iarna îmi fac diferite oblojituri la picioare sau cui îi trebuie, da? Dar să știți că este posibil de făcut și alifii, crem de hrean pentru căderea părului. Foarte bun cu ulei de măslini sau cu ulei de struguri sau cu ulei de in sau cu ulei de urzică. Deci la fel este într-adevăr bun. Așa, acesta este hrean. Așa, mai am aici o plantă într-adevăr foarte bună. Foarte bună, că multă lume a să mă confund cu mine și a să-mi spun așa. Zidana nu este dreapt. Nu este această plantă, așa. Eu am arătat aici și vă arăt că știu precis că asta am întrebări așa. Taraxum. Ia câte așa și scrie taraxum. Ia, vedeți? Așa. Pentru ce este această plantă? Ia. Mulți din voi o cunosc, am aici o coadă calului. Așa. Pentru ce este bună această plantă? Pentru tuberculoză, pentru ciroză, pentru cine are cancer la ciroză, cine este bolnav cu ficatul. Să știți că se întreb, Zidana, acum, tinctură din taracum, o faci cu rachiu, îi culegi numai
bobițele, că ele nu sunt floare, dar sunt niște bobițe, vedeți, mă iertați că eu sunt cu mâinile negre, că am fost verzi, am fost la cules plante, ia uitați-vă, da? Bei o linguriță pe stomac, o gol. Chiar aici, în live, eu știu precis că sunt persoane care suferă de ciroză, de hepatita A, B, C, da? Și multă lume mă întreabă și chiar și îmi scriu pe canalul meu de YouTube, Zidana pentru ciroză, taracumul este pentru ciroză, este pentru cancer la plămâni, este pentru persoanele care au apă la plămâni. Ea scoate lichidul din organism. Ceișor sau o usuci, chiar poți stai în cadă cu apă caldă, dacă tu ai cadă, vană, da? Că multă lume poate nu știi. Dacă tu ai cadă, îți pui acest bun plantă, așa, taracumul se numește, pui apă fierbinte, este foarte bună, dar o usuci, într-adevăr, o usuci, este nemaipomenită de bună. Aici mă întreb, Zidana, este pentru bolile de piele? Da, ele ajută și la bolile de piele, mai ales la psoriazm. Tare multe plante ajută la boli de piele, tare multe plante ajută la eczemă, tare multe plante sunt un lux care ajută la seborică dermatită. Să știți că, mai ales care are culori. Așa, ia uitați cât de multe am eu aici. Așa, mai am aici, eu toate plantele le cunosc, noi suntem mulți, suntem 700. Unde le găsești? Pe imașuri, pe râpi, pe dealuri, totdeauna, mai ales astăzi, mâine, acum, la sfârșit de luna lui iunie, iulie, dacă mai este și nu soare tare, înseamnă că le găsești foarte mult. Stați, mai am o plantă și o floare foarte bună, îți vă arăt. Așa. Dragii mei prieteni, acum sunt crinii înfloriți, crinii albi, crinii roși, crinii roșii, crinii diferite culori. Să știți că crinii au o putere, el are într-adevăr un miros puternic, da? Dar crinul ajută foarte bine în țuică, în rachiu, 38 de grade, sau dacă nu ai rachiu, vodcă, țuică, coniac, îl pui în spirit, jumate la jumate, jumate de apă, jumate de spirit, alcool, 30, mă scuzați, 96% și puneți florile de crin în spirit pentru dureri de picioare, fiindcă ele sunt încărcate de polien, el ajută foarte bine și la când avem noi anghină, când noi suntem iarna răciți, când la noi este gâtul inflamat. Bei o linguriță de spirit sau de rachiu, sau de țuică, eu nu știu, fiecare îi spune cum vrea, eu îi spun țuică de plante, da? Tinctură, se merge și așa. De crin, dacă tu ai virus, dureri de urechi, piuit, amorțală de mâini, amorțală de picioare, deci știți că crinul are foarte mare putere, foarte mare putere. Deci, noi astăzi am vorbit de hrean, toate beneficiile, uitați-vă câte plante, într-adevăr. Stați să scot eu telefonul, să vă mai povestesc, așa. Deci noi am vorbit foarte mult astăzi de hrean, de beneficiile la hrean, stâng așa cu mânuța. Hreanul care este și pentru ce el este bun, el este foarte mult mâncat de insecte. Am vorbit de pelin, așa, am vorbit de minunata plantă de urzică înflorită care tămăduiește mii și mii de boli, mai ales sirop de urzic, faci și dulceață de urzic. Ea, într-adevăr, este, să o ridic așa mai sus ca să o vedeți, ea, într-adevăr, este foarte bună. Urzica, mai ales cu semințe, este tămăduitoare în tot. Dacă îți mă întreb, Zidana, care din plantele sunt cele mai tămăduitoare? Urzica. Eu o socot urzica, socot păpădia, socot patlagina, la fel, urzica este foarte bună. Așa, am vorbit de brusturi, ia uitați-vă, brusturi la fel fac diferite alifii din trânsul, fac diferite cremuri, brusturile mai este și pentru căderea părului, am vorbit de crin, aici mai am, așa, am vorbit de coada șoarecelui, ia uitați-vă, da? Am vorbit de coada calului, care este bun. Știți că eu întotdeauna mă întreabă, Zidana, dacă eu sunt balonată, ce să fac? Multe întrebări în live îmi dă, Zidana, eu sunt balonată. Atunci e ceai de urzic. Eu întotdeauna spun ceai de coada calului, ceai de coada șoarece. Deci sunt nemaipomenite de bune. Aici am și pelinul, este foarte bun. Aici am cicoarea, n-am vorbit de cicoarea. Ia uitați-vă, cicoarea. Cicoarea este și cu flori albi, așa, ia cătăui.
Dar ce coare, eu am un video, ori două video pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana, dar este și cu flori mai albăstri, ele sunt diferite surse. Este ce coare de deal și ce coare se numește salvi, ori nu știu cum așa, are două nume. Da? Uitați-vă câte plante eu astăzi am să usuc. Eu toate plantele mele astăzi le usuc, le fac în pulbere. Dar mâine voi face un sirop de urzică pentru răceală, pentru dureri de gât, pentru virusuri, da? Așa, și sunt așa de multe întrebări. Așa, deci eu n-am putut ca să nu vă fac acest video, cam să vă spun despre ce este. Așa, să țin telefonul bine. Încă o dată, astăzi am vorbit de beneficiile coada calului. Așa, cea, așa arată, să vă arăt undeva pe alb, da? Așa, e că așa arată coada calului, ca să vadă că la mine masa este neagră. Stați că eu vă arăt așa mai bine, uitați-vă. Aceasta este coada calului. Ca să știți, ea are foarte multă putere. Ea tămăduiește multe boli. Așa, coada șoarecelui. Ia uitați-vă cum arată. Aceasta este coada șoarecelui. Are așa o frunzuliță mărunțică. Ia, vedeți cât de mărunțică. Parcă este o codiță de șoareci frunza ei. Așa, am vorbit de minunata urzică. Semințele de urzic sunt tămăduitoare, ele sunt foarte bune, ele tămăduiesc și cancerul, pancreasul. Ia uitați-vă cum arată urzica înflorită. Deci este nemaipomenită. Așa, am vorbit de pelinul, la fel, știți care este pelinul? Este o plantă biblică, că are un miros profund, puternic. Așa, am vorbit de hrian, aici am hrianul, așa. Am vorbit de cicoare, de crin, aici am crinul, eu am și video cum l-am făcut pas cu pas cu țuică pentru dureri de picioare. Și am vorbit de minunata taraxum, așa se numește, încă o dată vă arăt, se numește, se vede bine, da, stați, ia, așa se numește, taraxum. Este o plantă foarte puternic pentru multe, multe boli, într-adevăr, multe boli, chiar și pentru dureri de picioare. Eu aceste plante toate le pun așa buchețele în felul următor, așa, buchețele și le usuc în pod, așa, în felul următor, ia vedeți, și le usuc în pod, dar mâine vă promit că vă fac o tinctură și un suc din urzică. El este foarte bun pentru tot, chiar și dacă te doare stomac, ulcer la stomac, gută, psoriazmă, pancreas, inimă, absolut, chiar fier, foarte multe vitamine, așa, de hrean am vorbit deja, de cicoare am vorbit absolut de tot. Dragii mei, prieteni, într-adevăr, suntem foarte mult, nu m-am așteptat că acum așa seara, vom fi foarte multe, dar n-am putut... Ia câtău, cineva m-a întrebat, Zidana, pentru diabet, ia câtău, coada calului, să știi că este foarte bună, dar pentru diabet eu am mai multe ceaiuri pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana, o zacună, pentru diabet, în primul rând, este, stați că eu vă arăt, amuș, ia, frunza de dafină. În primul loc, pentru diabet, este frunza de dafină. Frunza de dafină o faci ceișor. Așa. Zidana, ești valerianca mea? Încă așa ceva n-am mai auzit. Așa, pentru diabet, să știți că este frunza de dafină, dragii mei prieteni. Foarte bun. Pentru diabet este și bostanul copt, și semințele de bostan. Pentru diabet mai este și ceaiul de urzică. El dă zahărul diabet jos. Știți că este foarte bun. Așa. Dacă îți mă întrebi, Zidana, undeva dacă sincer cu mâna pe inimă, sincer, da? Să nu jur, undeva sunt vreo 5 ani de zile când eu nu mai beau nicio pastilă. Adică, pastile, eu, slava Domnului, n-am probleme cu diabeta, cu inima, eu n-am probleme cu chestii, dar pot să mai fac pentru mine, de exemplu, aici, da? Aici mă opresc la urzică, pot să-mi fierb urzică, stau cu picioarele în sirop de urzic sau un ceai de urzic puternic. Deși, fiindcă eu foarte mult îmblâng picioare, eu dimineața mă scol, eu până târziu eu nu mai dorm. Dar urzica îți liniștește
durerile de picioare, urzica îți ajută la bătătură, urzica te liniștește. În deopște, urzica este pentru mine o plantă de aur. Așa, de, vorbim de urzică. Dacă să mă întreb, Zidana, eu sunt balonată, da? Dacă Zidana e balonată, atunci e ceaiul din coada șoarecelui, da? Și deci, cu siguranță, multă lume știe că plantele medicinale tămăduiesc, lecuiesc foarte multe boli, foarte multe boli. Noi suntem într-o lume unde mâncăm foarte mult chimicate, da? Dar eu usuc plante, fac pulbere, fac cremuri, fac diferite medicamente. Pentru ghemaroi, vă rog frumos, Lilia, numai și am postat pe canalul meu YouTube o rețetă cu tărâță și cu ulei de in. Numai și acum, de vreo 30-40 de minute, nu mai țin minte, pentru ghemaroi. Ghemaroiul, eu în video mă iertați, am vorbit așa cu ghemaroi, cum vorbește lumea. El se numește hemoroiț, în limba rusă se numește ghemaroi, dar în mulți sate m-au întrebat, când mă scriu Zidana, niniu înflorit, cur. Mă iertați, dar asta e realitatea, da? Ori niniu ieșit mațo gros, ori uite, pe mine mă mănâncă acolo, da, așa este dreptatea că dacă la urma urmei noi toată lumea avem cur și asta e viața și să facem chestia o boală încât într-adevăr. Ghemaroiul, în primul rând, sau hemoroiul, sau hemoroidzii, în primul rând, se iei de la alcool, fumat, băut, mâncăruri grase, mâncăruri uscate, lipsa de apă, în primul rând, lipsa de apă la hemoroi, lipsa de vitamine, lipsa de legume și fructe. Așa, în primul rând este apă cu tărâță, ulei de in, pe primul plan, ulei de in tămăduiește hemoroi. Mai sunt multe persoane, consumă și sâmburi de masline. Eu n-am încercat, dacă, sincer, multă lume vorbește de sâmburi de masline că ajută la hemoroi. Dar la hemoroi trebuie să faci gimnastică, trebuie să-i unci cu un cișor de urzică, ea ca urzica, da? Eu am pe canalul meu de YouTube cum este untul și te ungi că el este foarte bun. Astăzi am făcut o rețetă pentru hemoroi. Cineva să mă râdă că am vorbit așa, dar asta e viața, oameni buni. Noi, multă lume, ales după 50 de ani, foarte mult și bărbați care merg la drum cu mașinile mult timp, are hemoroizi, ghemaroi se numește. Asta e realitatea, mă rog, așa. Pentru alergii la picioare și mâini, pentru alergii, iaca, dacă tu îți faci ceișori de mușețel și ceișori de urzic, te ajută la alergii. Dragii mei prieteni, eu nu vreau să stau mult ca să zici sâmbătă, mă rog, poate voi sunteți ocupați. Pentru infecție urinară, ia cineva m-a scris, frunză de dafină. Să știi că frunza de dafină tămăduiește foarte multe boli, chiar și ficatul, chiar și sângele, chiar și căderea părului, chiar și fața. Deci frunza de dafină este perfectă. Așa, ce mai am eu aici? Așa, încă cineva mi-a dat întrebări. Dragii mei prieteni, eu nu am vrut mult timp să vă intru în live, eu pur și simplu, într-adevăr, am vrut aceste plante să vă arăt la toată lumea. Eu vă rog să distribuiți acest video. Oi, vă rog, un tratament pentru alcoolic. Iuliana, să știi că aici deja este vorba de un psiholog, fiindcă alcoolia care persoană iubește să bei, deja nu sunt plante, nu îi tămăduiești cu nimic, deci este vorba de un psiholog bun și un terapeut. Bun, bun, bun. Așa. Dragii mei prieteni, eu nu am vrut mult timp să vă țin. Pentru talpa amorțit, ce se poate? Ceai de usturoi, să știi, ceai de usturoi, ceai de urzică, ceai de coada calului. Noi astăzi am vorbit de ea, cu ceaiul de coada calului, este bun pentru a urzică. Dumneavoastră, cu siguranță, ați intrat amul. Ceai de coada șoarecelui, așa. Să știți, pentru cancer, cineva m-a întrebat, pentru că, dă-mi, te rog, cactus și ăla de acolo, te rog frumos. Pentru cancer, cineva m-a întrebat, dragii mei prieteni, este un tip de cactus care se numește puntie. Așa? Îl pui aici? Așa. Cactus care se numește puntie. Acesta nu este cactusul de puntie. Cactusul de puntie este mai mare. Dar să știți că eu, dacă Doamne ferește, nu mai dă Doamne să am cineva în familia mea cu cancer, eu cu siguranță îi dau suc de cactus. Fiindcă cactus este foarte bun
pentru cancer. Ai să mă întrezi, Dana, de unde? Eu am învățat, chiar am avut undeva 20 de lecții pentru cactus, deși trebuie să mâncăm cactusul, fiindcă cactusul ajută la cancer. Cactusul scoate toate toxinele din organism. Nu vă temeți, chiar și cactusul, dar trebuie să fie și aloe. Aloe tot este bună, da? Dar dacă ai cancer, să știți că eu am învățat la Portugalia, într-o universitate, și am avut posibilitatea să trăiesc la universitate, da? Ca să facem practica. Și când noi am făcut practica, adus eu multe persoane care au bolnavi de cancer și chiar le dădea suc de cactus. Aveau plantații care creșteau cactus mare în Portugalia. Dacă sunteți în Portugalia, eu vă spun și oraș, în Santa Caterina Tavira. Așa, și ei curățau de spini încet, cu cuțitul foarte bine și mâncau sucul, făceau prin blender suc de cactus. Suc de cactus cu piper negru și frunze de sfeclă roșie. Sincer, multă lume veneau pentru această cură de cancer, acest medicament, ca să-l mănânce. Eu am gustat, el nu este, zici că așa de scârbos, da? Dar este bun. Este, adică, o limonadă mai puternică. Era multă lume care nu putea să-l servească și adăugau mere și lămâie. Deci cactusul este pentru cancer, foarte corect. Poate multă lume zice, Zidana, nu-i drept, e drept. Dacă, sincer, sunt cactuși care fac aceleși finichi indieni, se numesc, așa niște fructe roșii, la fel se mănâncă. Deci este cactusul, este foarte bun ca și aloia. Așa. Pentru chist la ovarii și puteți să-mi recomandați ceai de frunze de dafină, iactă-o. Ceaiul de frunze de dafină, stărus, ceai de mușețel, ceaiul de frunze de dafină. Dar, îți spun sincer, eu nu pot să-ți spun 100% că ți-i poate să treacă chistul. Aici este vorba de un ginecolog sau să faci un examen de Papa Nicolae, să vezi care este problema ta. Așa, dragii mei, prieteni, suntem 800, într-adevăr, un live frumos. Un live care eu am vrut să vă arăt aceste plante care să le strângi tu. Aceste plante toate se găsesc în farmacii uscate. Toate, absolut, începând de coada calului, șoarcelui, urzica, absolut crinul, absolut tot și pelinul. Dar cel mai bine le strângi sângurică. Eu am un pod, azi vă fac într-o zi un video din podul meu unde țin eu toate plantele mele medicinale sau medicale care tămăduiește omul. Pentru slăbit, vă rog, ce plante este bun. Pentru slăbit este ceai de frunze dafin, da și scorțișoara, da și imbirul, da și lămâie, ceaiuri, apă, fără zahăr, fără nimic, așa. Ai, mă doare limba. Ai. Dragii mei prieteni, eu știți că intru cu voi întotdeauna. Astăzi n-am știut că am să intru în live cu voi. Pentru amară în gură dimineața, fierea, la tine este bolnavă fierea, să revarsi fierea dacă ți-e amară în gură. Așa, trebuie să faci o analiză, o endoscopie, așa se numește la fiere. Eu astăzi e sâmbătă, nu a fost o oră de live, dar eu am vrut să vă arăt aceste plante care eu am să le usuc. Mâine azi vă fac un sirop din urzic foarte bun pentru virus, pentru persoanele care au avut COVID. De Doamne, să nu mai aibă nimeni. Azi vă fac o alifii din coada calului și mă așteptați pe canalul meu de YouTube. Mai distribuim pentru cine nu este abonat în bucătărie la Zidana Ozacuna pe canalul meu de YouTube. Cu mare drag vă aștept. Acolo sunt foarte multe măști pentru tenul nostru frumos, riduri, acnei, pentru căderea părului, absolut tot. Uitați-vă cât de mult suntem azi, nici nu am știut ca să intru într-un live. Eu îmi pun plantele mele deoparte, eu le leg pe toate așa, buchețele, așa, în felul următor, încă o dată mai repet. Așa, stați eu frumos, așa, buchețele, ia, vedeți? Așa, și eu le pun la uscat în pod, la umbră, în pod. Așa, dragii mei, mâncărimi pe corp. Mâncărimi pe corp, poți să ai alergii, poți să ai un insect, poți să ai un porc și trebuie să vezi de la și mâncărimea de corp. Poți să ai de la un ou, că tu să ai alergii, la mâncărimea de corp. Așa. Dragii mei prieteni, pentru cine nu am văzut mesajele sau comentariile, eu mă stărușam să intru încă o dată live mai târziu, ca eu să văd
mesajele voastre, dacă eu am posibilitate, eu vă răspund la toate întrebările. Live-ul rămâne aici, îl distribui dacă dorești, apoi îl treci pe canalul meu, eu îl trec pe canalul meu YouTube ca să rămâi acolo, ca să vadă multă lume care nu au avut posibilitate ca să-l vadă. Eu pe canalul meu YouTube am medicamente, tratamente, leacuri, ceaiuri pentru toate bolile. Dacă citești chiar și pentru cancer la plămâni, ceai de curnuț sau alte ceaiuri. Eu absolut pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozacovna, eu am foarte multe medicamente, începând de la uleiuri, începând de dulceațuri, începând de la vitamina B12, vitamina B1, rădăcină de păpădie, uleiuri de cocos, uleiuri de diferite plante, absolut de tot și despre tot. Eu vă salut cu mult drag, vă zic o noapte bună, sănătate și un buchet de flori pentru toate din voi. Vă iubesc, prietena voastră Zidana. Noapte bună!